Suntem după ultimul recensământ al țării noastre, o țară majoritar creștină, peste 90%, indiferent de confesiune, ne-am declarat creștini. Și noi, cei care în seara aceasta suntem în locul acesta, spunem cu mândrie uneori că suntem creștini. Dar oare cu adevărat sunt eu creștin? Petrecem zile și nu știm că mâine nu este dat să fie iar al nostru. Găsim în toate scopuri și detalii, dar alergarea noastră are rost. Ne întâlnim cu prieteni și cu rude, vorbim și facem planuri pentru noi. Dar oare ne gândim la ce-i în suflet și unde o fi în ziua de apoi? Salutul nostru e salutul pace și îl folosim atunci când ne întâlnim. Dar oare pacea care e rostită e chiar din suflet? Sau ne amăgim? Ne strângem pentru a sta în părtășie, crezând că asta e voia celui Sfânt, dar când plecăm la lucrurile noastre, trăim de fapt al Domnului Cuvânt. Cunoaștem multe lucruri din Scriptură, dar cât avem dorință să împlinim? Dorim să fim iertați, dar nu schimbarea. Aceasta este viața ce o trăim. Îmbrăcămintea noastră e la modă, ne place să avem ce mai frumos, dar oare cum e haina ce-am primit-o? Smerenia e haina lui Hristos. Ne place să vorbim de la amboane, țintim mai sus, dar nu ca să slujim. Cântăm în grupuri, coruri și orchestre, dar oare asta e viața de creștin? A fi creștin înseamnă transformare. Nu un tablou pictat și pus în cui. A fi creștin înseamnă mult mai multe. Nu poți dormi pe calea Domnului. A fi creștin înseamnă renunțare. Lumina se consumă de la foc. Fitilul arde și topește ceara. A fi creștin nu este doar un joc. A fi creștin înseamnă viață sfântă. O viață de trăire cu folos. Și scopul vieții de creștin e unul. Cununa sfântă în țara lui Hristos. Și în seara aceasta, frate și soră, prieten drag care ești în locul acesta, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, te cheamă să fii părtaș la această cunună sfântă. Cântarea următoare spune, a Lui chemare azi răsună. Pe nume El te cheamă acum. Dorește viața să-ți salveze și să pornești pe nouă drum. Gândește-te unde ai greșit. Apleacă-ți fruntea la pământ. Cât este timp, nu amâna. Iertare Domnul îți va da. Vino cu viața ta la Domnul Iisus Hristos. Și predă-ți viața în mâna Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.